Cel mai rău. Și-a dat înapoi după aia. Dar haideți din patru, ca să fie ușor. Hai să ne ducem acolo, să dezbatem la rădăcime. Hai. Să vedem la autor acolo. Aia, patru, ai fost o problemă foarte tare. Deci, să zicem. Deci tot nouă cartonașe. Tot nouă cartonașe. Da, tot multiplu de patru. Tot. Tot așa, vom ajunge la multiplu de patru, cât de trei ori unul față de cealaltă. Da, dar ei acum ca să gândească rece, o problemă. Da. Gândiți-vă de la multiplu de patru plus trei. Să-ți puțin să-mi fac cartonașele. Facem și cartonașele. Da. Și cartonașele acum. Păi să le facem și așa. Pentru că mie mi se pare foarte, 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 foarte... Nu știu, înțeleg mai bine când am ceva în față. Pentru că sunt în fața mea. Vezi, vezi? Și voi că sunt trebuie să participi. Sunt colorate așa, adică să-mi intre mie în față trebuie de sală. Da, da, da. Acum o anunță, domnule. Acum o e cât? Și 20? Și un sfert. Și 20 până coboară, ea face 20. Dar 25 da. Coboară, da. Cât își vei? Să mă dăm un rest care vrei tu, nu? Din 4, că e multiplu din 4, da, bine? 4. Un rest 1, 2, 3. Și punem alte numere sau tot așa? Nu, mă, puneți alte numere, mă. Alte numere aici? Să duci, mă, stai, mă, stai aici. Hai, 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 plus hai, 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 și-a văzut asta. Da, da, da. Bine, vamă. Deci, hai să le punem numele, să trecăm de la numele date. Hai, deci să le dau. Da, da. Atunci, 1, 3, 4. 1, 3, 4. 4. 6, 8, 9. 6, 8, 9. 11, 12, 16. 11, 12, 16. 16. A fost prea mult ce am cerut, de aceea pornim cu el și să le dezbatem un pic. Am făcut suma, dacă vă amintiți. Yes. 70. 1 plus puncte, puncte, 7, plus 16 și ne-a dat 70. 70 l-am împărțit la 4, da. Că era de 3 ori la 1 față de celălalt. Da. 70 a fost 4, 4 ori 17. Plus 2. Plus 2. Și aici am blocat puțin. Și n-am blocat aici puțin, că doiul ăsta... Nu era pe cartonaș. Nu era pe cartonaș. Și atunci am zis 70, tot același, deci 4 ori 16, plus 6. 6. 6. Și 6 fiind, 6 fiind pe cartonaș, am zis, tu ești cel care a rămas. Tu ești cel care a rămas pe masă. Și acum vreau să facem suma celui mai mic. Adică să-l facem prin 16. Corect. Să-l facem prin 16 și am aruncat o privire și am zis numere mici trebuie să le luăm ca să facă 16. Și atunci pe cine l-am luat? 1, 3, 4 și 8. 1, 3, 4 și 8. Și-au cu 16. Da. Eu cred că aici este ideea foarte tare. Când și-a făcut 16, din 1, 3, 4 și 8, imediat de 3 ori 16, l-a vrut să le facă din alte numere. Deci, atenție, de 3 ori 16 înseamnă 48. Da. Și 48 s-a întrebat, după ce le-a prins pe astea 4, păi din cine să fac eu, zice? Să fac eu pe cine, pe 16? Putea să aibă o altă descompunere a numelor mici. Atenție, a numelor mici. Putea să aibă și 1, 3, 4, nu, 1, 3, 5, 9, dar punea pe 2, ne plasa acolo, nu, nu. 5 și 7. Deci 1, 3, 5 și 7. 5 și? 7. 7. Așa, 5 și 7. Adică, nu 2-ul,
Nu 2-ul. Nu 2-ul ca să așa. Coborăm, să ne oblige să coborăm, 12 ăsta din 5 și 7. Foarte tare, 5 și 7. Putea să fac 6. Da. Deci o altă descompunere pe care el și-o putea aranja în varianta pe care, de, în care noi vrem să ne apropiem de Ghesițiu, ar fi fost distribuția asta. Să spunem, ar fi fost 1, 3, 5, 6 lăsăm, că 6 este deoparte, că cel care ne face jocul. Face jocul, 6, și respectiv 7. Iar aici, alte 4 numere, alte 4 numere, esențial lucru, încât să facă 40, cât am zis noi, 48. Deci, neapărat, urmează ăsta orice variantă, orice variantă de numere să facă 48. Atât e tot. Pe 4, din 4 cifre. Deci 48 e egal cu cine, ca descompunere? Păi, în primul rând, 9 cu 11, cu 12, cu 16 și alte descompunere. Alte descompunere, ca să nu luăm pe a lui. Nu vorbesc. Atenție. Hai să vă vin lângă voi. Încă o dată. Am mers pe modelul autorului ca să ne putem apropia de modul în care el a gestionat și a gândit Ghesițiu. Deci, pe total, a avut nevoie de suma ce, cum zi, Daria. Daria, hai te rog, să fie, nu mai pot să mai fie, gata, ești. Să fie suma cât 70. Când s-a jucat rolul în culise de 3 ori 1 față de celălalt, a împărțit la 4 și restul trebuia să fie 2. Dacă păstra pe 2, atunci era foarte ușor vizibil Ghesițiu. Când mergeam în descompunerea aceea și căutam să facem 17, suma de 17, și pe unul de 3 ori 17, care face cât 51, nu? Da. Ei bine, el ascunde problema, o face un pic mai dificilă, pentru că ne îndeamnă, băgând pe masă cifra 6, 2 neexistând, ne face pe noi să coborâm la un număr mai mic, adică 4 ori 16, și atunci 16 același îl aranjează din 1, 3, 4 și 8, dar tot atât de bine putea fi 1, 3, 5 și 7. Fără 2. Da? 1, 3, 5 și 7. Iar acum, partea care îi rămâne celuilalt care să aibă de 3 ori, înseamnă 48 descompus cum vreți voi în 4. 48 descompus în cât vreți voi, variante. 4 cartonașe. În 4 cartonașe. Adică poți să fie 20, mi-ai da. Plus 12. Plus 1. Nu, 1 deja era luat. 1 e luat. Plus 2. Nu, 2 nu vreau să fie. Nu vreau să fie. În prima variantă sau în a câta? Acum, ca să compun pe 20 ăsta. Nu, din prima variantă, adică pe 8 poți să le iau în calcul. Pe 8? Sau cum am scris-o mai cu varianta colbat? Deci, varianta pe 8. Albastru nu l-avem. Dar noi când am zis aici 1, 8, da, pot să-l iau pe 8, că acum e varianta noastră, da? Da. Pe 8, fac 20 cu 20. 20 40, cât mai avem 48, nu, 8 nu mai putem să nu mai putem să-l luăm. 7 nu putem să-l luăm, 9. Modificăm aici mai lumea aia. Faceți 19. 19. Da, la 2, 8. Da. Da? Și până la 9. Și acum ne trebuie și 9, că varianta noastră putem spune pe cine vrem. Da, și 9. Și o altă variantă construită de noi. Da. O altă variantă, 17, nu știu ce, jucăm aici. Exact. Deci numele astea, practic astea de la sfârșit sunt așezate după aceea. Cred că nici nu contau. Important era să dea 48. 48 asta vreau să spun și 48 să dea în 4. Exact. În 4 cartonașe. Exact. Deci cum scrii pe 48, te-am mai zis o problemă de clasa a întâia, pe 48 se scriu ca o sumă de 4 numere. Corect. Și totuși o fost atât dacă... Altele decât cele din prima parte. Da. Altele decât cele din prima parte. Și să fie atent să nu-l bagi pe 2 acolo, indiferent ce ar fi. Era mai ușor că cu 2 era... Deci,
insist pe chestia asta. Tot secretul compunerea problemei acestea a fost ăsta, secretul. Da. Să facă prima parte a problemei. După care, partea a doua... Patru cartonașe. Cum a fost de ea? Așa. Era aici de să facă 16 acela, așa fel încât să nu apară doiul. Da? Da. Și tot dar și noi putem să compunem. Asta vreau să vă spun. Dacă ați înțeles aici pe modelul principiul, acesta, și noi putem să compunem. Vreau să veniți data viitoare cu o problemă de așa asta, în care pentru început să compuneți pe modelul de 3 cu ori, 4, cu 4, da, 4 cartonașe. 4 cartonașe. Și, da, și de 3 ori, 1 la 3, era tot cu 48 sau? Nu, 4? Mai cu ce vreți voi, nu cu 48. Deci cu 4 cartonașe și să însemne ce? Funcție de suma care vă fixați aici, a fost 16, nu? Dacă e o altă mai mică, suma numelor, dacă e mai mică, atunci partea a doua a numelor respective o luăm de 3 ori suma aceea. Da. Păi deci nu faci aici 1 cu 3? Da. Și 4 de toate? Da. Una deci, avea o parte, una avea de 3 ori parte. Sunt două lucruri pe care vreau să le punctez aici. Deci autorul a pus 9 cartonașe pentru că fiecare lua câte 4 și una trebuia să rămână acolo. Ei bine, dacă se brodea ca în șirul acesta să existe și 2-ul, atunci neapărat trebuia, în formularea lui, trebuia să construiască 17, prima sumă. 17. Și ar fost aici mai ușor. Iar partea a doua, acel de 3 ori 17, 51, ar fi fost 51 descompus în 4 cartoane, cartonașe. Cu variante diverse. Cu variante diverse. La fiecare variantă. Dacă am înțeles, să vedem, dacă am înțeles, să fac o problemă. Asta vreau să... Cu orice număr vrei, și cu orice numere și cu orice. Da. Numai să funcționeze. Important este să funcționeze. Nouă cartonașe, tot nouă cartonașe. Tot nouă cartonașe, îl fixăm așa. Și tot așa, câte patru la fiecare. Câte da, patru la fiecare? Da. Și ca să rămân una pe tablă, pe masă. Da, să vedem cum ați formulat, cum ați gândit-o. Este primul pas când am făcut, când am, facem dovada că am înțeles problema. Normal. Da. Facem sinteză că acușa doamna așa ajunge. Da. Aici am discutat despre numere prime. Eu știu, eu vreau să-i întreb dacă ești și ce e la un număr compus. Da. Și? Apoi numărul compus este cum ar fi numărul compus dintr-un număr prim, cum ar fi, nu? Ăsta. Deci. Număr compus. Ce e număr compus? Număr care are parte întreagă și parte... 23,4. 23,4. Tu te-ai gândit că numărul compus e numărul care parte întreagă și parte decimală, nu? Da. Orice număr natural diferit de 0 și 1, care nu este prim, se numește număr compus. Și cu 4 egal număr compus. Da. Alepă 0. Da, fiindcă are o descompunere. Asta este. El are o descompunere. Orice număr natural diferit de 0 și 1, care nu este prim, se numește compus. Dați exemplu de numere compuse. 4, 6, 12. Păi de asta mă gândeam, eu în gândul meu spuneam un multiplu de un număr prim, cum ar fi. De să nu fie prim și să nu fie 0 sau 1. Păi da. Și așa mai departe, chiar dacă este impar, nu-i prim. Ați mai învățat ceva. Deci am discutat astăzi despre numere prime. Iată, numere compuse. Numere compuse. Ultima lucru. Numere compuse. Da. Numere consecutive. Numere consecutive. Despre ultima cifră. Sumă de numere. Cifra unităților unei puteri. Da? Cifra unităților unei puteri. Da. Și... Sau ultima cifră. Da? Sau ultima cifră unei puteri. Da, exact. Hai să schimbăm așa ultima cifră. Mai bine înțelesul lucrurilor. Ultima cifră unei puteri. Ultima... cifră. Apoi
de vizibilitate la 5, la 2, la 2, la 5, da. De vizibilitate. Vizibilitate. Criterii de vizibilitate. De vizibilitate, criterii de vizibilitate. Apoi, ce am mai spus? Numere prime, numere compuse, numere consecutive, ultima cifră a unei puteri de vizibilitate. Am făcut sume de numere prime, ne-am jucat așa. Așa, da, da. Sume de numere prime. Am mai stat. Cam asta, o să ne urmărească. Nu uitați să dați like și share, să vă abonați la Prof Online. La revedere! Să spuneți la toată lumea! Ne pot ajuta foarte mult, dar ne răspundeți ideea. Deci asta despre spune. Ei fac un serviciu nemaipomenit, cu adevărat, și pentru cei care nu l-au auzit de noi. Sigur că da. Le fac un bine asta, trebuie să înțelegem, da? Și, indirect, suntem ajutați și noi. La revedere, dragilor!